Surpriză în scandalul silicoanelor, Oana Zăvoranu și Marek Vâlcu ar putea face pace. Medicul așteaptă scuze de la vedetă. Între timp, bruneta transmite mesaje prin gesturi și lacrimi. Procurorii au interzis să mai vorbească sau chiar să ia legătura cu prietena ei cea mai bună. Sunt tare și sunt extraordinar de tare. Sunt foarte tare. Dar lacrimile ei spun altceva. Încolțită pentru șantaj, Oana Zăvoranu a mai primit o lovitură. Nu mai are voie să vorbească deloc cu prietena ei de suflet, Raluca Macovei. Mă doare, da, mă doare. Mă doare, dar este lege și nu te pui cu legea și o să o respectăm amândouă. Procurorii au interzis Ralucai să o caute pe Oana sau să mai locuiască în casa ei pentru că e martor în dosarul de șantaj. A fost de față când vedeta a luat 10.000 de euro de la Marek Vâlcu. Crezi că are nevoie de tine în momentele astea? Cred că este o femeie foarte puternică. Sunt foarte puternică. Dincolo de această persoană războinică sau puternică sau mulți m-au catalogat mahalajoaică, că eu sunt un copil, voi la desene, am tot felul de pijamăluțe cu Hello Kitty. Dar Oana ar putea să schimbe pijamalele cu pisici, cu uniforma de închisoare, dacă va fi găsită vinovată de șantaj. În apărarea ei, bruneta spune că cei 10.000 de euro nu reprezentau prețul tăcerii, ci prețul celor 6 operații făcute de Marek Vâlcu. Dacă prima a fost greșită sau a doua a fost, de ce a urmat a treia, a patra, a cincea, a șasea, nu e o fraiereală, nu cumva vorbim lucruri care nu putem să le demonstrăm. Cine poate să demonstreze dacă pe Oana au durut-o în 2005 sau 2004, au durut-o sânii sau nu au durut-o sânii? În 3 ani de zile, adică tu nu te-ai simțit rău, nu te-au deranjat silicoanele pe care ți le-a pus el? Ba da, m-au deranjat, m-am simțit și rău. În timp ce Oana Zăvoranu așteaptă finalul anchetei, Marek Vâlcu așteaptă scuze de la vedeta. Nu sunt un om rău și nu sunt un om răzbunător, am vrut doar să pun lucrurile la punct. Oana Zăvoranu este cercetată pentru șantaj. Polițiștii au lăsat-o liberă cu o singură condiție, să păstreze tăcerea. Timpul și Dumnezeu și lucrurile vor demonstra că, încă o dată, eu nu v-am mințit niciodată.